Unul dintre cei mai cunoscuți sunetiști din Buzău, de numele căruia se leagă și organizarea festivalului Top T, s-a stins din viață, miercuri după amiază. Valentin Nicola asigurase sonorizarea unei petreceri private la Piatra Neamț, iar pe drum spre casă i s-a făcut brusc rău. A decedat, cel mai probabil, din cauza unui infarct miocardic. Vestea morții lui Covală i-a șocat pe toți cunoscuții, fie ei prieteni apropiați, rockeri, artiști sau politicieni. Pagina de Facebook a sunetistului s-a umplut cu mesaje de adio postate de cei care l-au cunoscut. Valentin Nicola a activat în cadrul Casei de Cultură Municipale Ion Caraion și recent intrase în echipa Teatrului George Ciprian. Era cunoscut în Buzău pentru implicarea, trup și suflet, în organizarea celui mai vechi festival de rock românesc, Top T. Rocoteca și asta nu contează. Plăteam la un moment dat de la mine din buzunar. Erau oameni care veneau din țară și n-aveau bani să intre. Păi asta zic, și le ofereai și bani, aveai grijă de ei în orice sens. Despre asta vorbeam. Cred că noi suntem o echipă de 4-5 oameni care dormeam sub scenă în rocotecă pe vremea aia. În rocotecă era răcoare. Beam anumite băutări să ne mai încălzim. Care nu vă exista atunci când aer liber? Nu. Și mi-aduc aminte cu drag de orice ține de topte. Orice. Și de oameni și asta. Am mai supărat pe cineva, dar poate mă iartă. I-am mai dat afară, am mai greșit. Trupul neînsuflețit al lui Valentin Nicola va fi depus la capela Cimitirului Eroilor. Aici, începând de vineri, cei care doresc îi pot aduce un ultim omagiu.